Repartitoarele de căldură sau contoarele individuale devin obligatorii, așa că toți cei care sunt racordați la rețelele de termoficare vor trebui să le monteze. Asta înseamnă încă o cheltuială pentru cei care sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire. În iarna aceasta, fiecare apartament va trebui să aibă contoare sau repartitoare pentru a măsura energia termică. Altfel, locatarii se vor trezi cu amenzi usturătoare. Repartitoarele de căldură au devenit obligatorii. Montarea lor trebuie făcută până la sfârșitul anului, altfel autoritățile vor aplica amenzi. Paradoxul este că sunt severineni care locuiesc la bloc și nu au repartitoare din cauza vecinilor care nu au fost de acord cu montarea lor. Este vorba despre blocurile unde încălzirea se face în sistem paușal, iar repartitorul se montează la asociație. Locatarii spun că plăteau mai mult decât trebuie, astfel că au votat pentru demontarea dispozitivului. La noi nu au fost de acord cetățenii. De ce? De multe ori nu-mi dau randament de la alte scări, de la a lua legătura cu alte asociații și în unele cazuri plăteau mai mult decât paușalul. Și ca atare nu a fost de acord. Am vrut să le pun odată și n-a avut cine să le citească când a vrut scara, căci când măream 20 plus 1 sau nu știu, jumătate plus 1. Și au venit și le-au luat acum ani de zile. Și asociația nu a fost de acord. A fost înainte. Și nu a avut ce să le citească și le-a venit și le-a demontat firma. Acum... Omul când are în casă repartitor și nu are posibilități materiale de a-și achita, le mai închide. Și frigul și căldura se transmite prin pereți, prin ferestre și așa mai departe și sunt afectați. Pe de altă parte, iar e... neplăcut să ai frig într-o cameră că vecinul ține repartitorul închis. Bineînțeles, pe lângă prețul care presupune montarea acestora, că este cam 140, 150 de lei un repartitor, oamenii nu mai sunt siguri de furnizarea încălzirii. Mulți locatari care primesc căldură în sistem centralizat nu au încă un repartitor, însă oamenii spun că dacă legea o impune, îl vor monta. Depinde de oamenii de sus, de parte, de politică. Aveți repartitoare pe calorifere? Nu. Acestea vor deveni obligatorii. Foarte bine. Le veți cumpăra? Păi trebuie. Repartitoarele se montează de către firme special autorizate. Conform legii, instalarea repartitorului trebuie făcută până la finalul anului, iar consumatorii care refuză să facă acest lucru riscă o amendă de până la 1000 de lei.